simțit dorința să puneți pe copie propria dumneavoastră biografie din perioada în care aveați 15 ani, și chiar spune lumea, zilele păreau la fel și totuși erau miraculos de neasemănătoare. În primul rând, ca să răspund întrebării Virginiei, dar sigur că această carte mi-a trezit niște amintiri, deși în propriu spus că mi-a trezit că nu a dormit să rea niciodată. Și asta din cauza faptului că m-am bucurat foarte tare că dau peste o carte a orașului, peste o carte a Bucureștiului. Eu sunt un înrăit copil al asfaltului și un înrăit copil al Bucureștiului și mă bucur de fiecare dată când un scriitor, mai ales un scriitor tânăr, se apropie de această zonă, în vreme ce foarte mulți alții sunt tentați să merg mai multe zone exotice, de introspecție sau, mai știu și eu, din mijlocul naturii. Natura e foarte frumoasă, eu mă născ la oraș și îmi place foarte mult aici și, repet, mă bucur de fiecare dată când dau de cineva care pare să se simte la fel de în pielea lui în oraș cum mă simt eu. Bun, există asemănări și deosebiri, mi-aduc aminte de pilde, o secvență în carte în care personajul spune dacă ajung acolo până trece mașina, îi se îndeplinește nu știu ce dorință. Eu aveam scena asta cu poarta de la curte, deschideam poarta și trăgeam pe scări, dacă ajung la ușă până se închide poarta, o să mi se întâmplă nu știu ce lucru pe care îl doream. Pe de altă parte sunt și deosebiri, Traianul meu, ca să zic așa, a început să fumeze ceva mai târziu. Trebuie să vă fac două mărturisiri. Prima este că mă pregătesc să vă citesc două pagini din această carte, pentru că doar în felul ăsta cred că puteam să vă fac să fiți curioși și să intrați în atmosfera cărții, dar aflând că se află aici un super profesionist care va face acest lucru, mă abțin. A doua mărturisire este oarecum legată de prima. Mie nu-mi place Richard Gere. Consider un actor de 2 lei, care e umflat cu bomba de Star System, de sistemul local iudian. Din cauza asta, în locul filmului Breathless, prefer de 100 de ori varianta originală a Budistuflu cu Belmondo. Și vă spun asta de ce? Pentru că de la prima pagină, cartea lui Adrian Chivu m-a făcut să rămân fără suflare. Simți o senzație de sufocare. Personajul principal trăiește fără pauză, fără suflare, fără liniște, fără o clipă de odihnă și la 11 ani începe să se vorbească de toate demicile vieții, de la bătaie până la dragoste, de la chiulit și fumat până la făcut lecții și făcut curățenie sâmbăta, până la completata oracole de adolescență și așa mai departe. După cum știți, există multe cărți care urmează fluxul memoriei, începând cu prototipul de care amintea, m-a luzit Cristi mai departe de căutarea sensului pierdut cu Madlena lui Proust. De asemenea, există cărți în care fraza curge fără pauză pe mai multe pagini sau chiar de lungul întregii cărți. Mă amintesc cu sau fără punctuație, aici e fără punctuație, așteptând semnele de întrebare, mă amintesc de pildă de în numele, în absența tatălui, adică Sterian Suda. Și în fine, există cărți scrise la persoana întâi din punctul de vedere al unui copil, nu multe, nu ușor scrise, trebuie să fiu un foarte bun scriitor ca să reușesc să faci chestia asta. Pentru mine, nec plus ultra în domeniul ăsta este mai toată viața înaintea lui Roman Gary. Ei bine, această carte reunește toate cele trei procedee la un loc, dar mă trebuie să precizez, nu ca un scop în sine, nu ca să epateze, să demonstreze ceva, nu ca să caute. Nu ca să fie original cu orice preț, pentru că numai așa se poate trăi, numai așa se poate scrie, numai așa se poate citi această carte, reprezentând, așa cum spuneam, viața unui copil de 11 ani, care pe lângă toate cele ale lui, mai vin și problemele adulților peste el și peste ceilalți copii, probleme uneori atât de complicate și de greu de înțeles de către ei, încât nu e de mirare că personajul principal ajunge să-și bănuiască mama de crimă. De ce? Pentru că mai felul ăsta poate să-și explice niște lucruri altfel banale care se întâmplă în familia lui. Această carte, deci, se citește așa cum a fost scrisă și spunând pe dată, așa cum a fost trăită
Și este o carte fără început și fără sfârșit. Pentru că nimeni nu poate să-și povestească nici nașterea, nici moartea, iar între aceste două repere, viața curge năvalnic și, cum spunea și Daniela, fără semne de punctuație. Nouă adulților ne place să-i stabilim capitole, etape, puncte de cotitură, borne, kilometrice, așa în parte. Pentru copilul Traian Rusu din această carte, nu există așa ceva, este doar o curgere năvalnică, o trăire care te duce până în pragul sufocării, dar la naiba, până la urmă, numai așa merită să trăiești. Mulțumesc!